bonjour, monsieur. Op, op, frână, Valentin, că nu e chiar așa, ai plecat de acolo. Ah, da, am uitat, corect. Doar ce am ieșit din Franța, sunt aici spre, pe lângă, înspre Karlsruhe. Ideea este că am 7 ore și jumătate consumate și aș vrea să merg astăzi la 10 ore, deoarece îmi și permite acest minunat program, What is happening? Ideea, știi care este, că înainte să intru în Germania, chiar aveam nevoie de un magazin, a trebuit să-mi cumpăr ceva dulce în primul rând, mi-am mai luat eu o pită, ceva de sandwich și două sticle de apă, să fiu sigur că voi avea, pentru că mă gândisem că o să intru în Germania pe undeva să-mi iau lucrurile astea, dar chiar am trecut pe lângă un Norma din ăla și zic, bă, nu mă mai duc să mai cutreier pe aici, cine știe pe unde, și zic, o fi și aglomerat, este vineri, am de mers spre orașele mari, zic, cu siguranță nu-i ce trebuie, știi? Și zic că lasă că, fii atent ce faine și pe jos ăsta. Mie îmi plac pășii astea, chiar dacă sunt mai vechi, sunt faine. Și zic că hai că mă cobor aici, îmi iau ce am de luat, mi-am luat tot ce am avut de luat și când a trebuit să intru în Germania, este un sens giratoriu acolo, ceva filtru din ăsta de poliție, știi? Și pe mine doar ce mă depășise un camion și l-a oprit pe el și l-a tras acolo în parcare. Și zic, gata, hai că a scăpat, dă înainte, Vasile. Pac! Ce zici? Am ajuns în sens, polițistul ăla mergea spre celălalt camion din sens opus, s-a întors capul, m-a văzut pe mine, vup, înapoi. A, ce-ai făcut, bre? Numai la astea albastre zic că-ți plac. Acolo sens m-a oprit și zice, bună ziua, zice, bonjour, zice, CMR-ul, zice, aș vrea să-l văd. Zic, sigur că da, zic, că i-am dat de aici CMR-ul. Dar zâmbind așa și el și eu, era un nene mai în vârstă. Eu tind să cred că foarte mult aduce chestia asta buna dispoziție, să zic așa, știi? Eu când l-am văzut pe el că zâmbește, știi cum e când eu zâmbesc și vorbesc cu tine? E clar că și tu automat zâmbești sau cel puțin îți transmit o stare de bine, știi? De încredere, de în regulă, nu-i nicio problemă, hai să mergem împreună să mâncăm un kebab, știi? Și automat și eu zâmbesc, salut, dacă nu știu să salut în limba respectivă, zic bună ziua, zic în limba mea, frate. Și zic că sigur, îi dau CMR-ul. Se uită el pe el. Ah, îl dă înapoi, zice mersi beaucoup, și eu am luat, zic mersi beaucoup, monsieur. Și zic că orvar și am plecat, știi? Dar foarte ok omul, foarte liniștit. Mamă, ce, băi, urâte salea, nu știu dacă ai apucat să le vezi. De la paleți, nu știu de la ce sunt. Nu-s pătrate. Se numește, mă, forma aia de mai lungă ca pătrat. Așa, mă, dreptunghi, zice, da. Îs dreptunghiuri din alea, știi, bucăți din alea de lemn. Alea dacă le iei la roată, hai că o iei și se duce încolo, se duce pe sub mașină, mai taie un furtun, mai sparge, e ok. E ok, zic în ghilimele, înțelegi. Dar când îl iei cu stânga și îl transmiți lui ăla în parbriz sau în mașină și ăla se sperie, se întâmplă altceva. De asta e foarte important. Bineînțeles, poți să faci tu explozie, sunt mai multe cauze, dar eu zic de chestia asta, știi? Și am intrat aici în Nemția, la semafor acolo am prins roșu, am reușit repede să-i schimb ăsta țara, că nu e din ăla super mega ultra inteligent încât să schimbe automat. Și era și o mașină de miliție și zic, tu l-ai vătă, zic, tu nu scap de ăștia, aia și-or văzut de treaba lor, eu de treaba mea și aia e. O să caut ceva parcare mai încolo. Da, mai am de mers, așa, mai merg cam o oră, mai am 2 ore și 29 de minute, o oră mai merg, deci cam o oră și jumătate mai mă pot duce, o oră 40-45 maxim. De ce? Pentru că este vineri și parcările sunt cu siguranță destul de aglomerate. Și nici nu vreau să forțez pentru că nu am de ce, facem ușor, frumos, un 45, elegant. Fii atent câte mașini duc ăștia de la Volkswagen, de unde le-am dus eu, caroseriile, motoarele ce le-am dus. Mamă, e plin de mașini. Plin. Tu l-ai vătă.
Vezi, deja este trafic și aici, îți dai seama dacă... Am, aș putea spune că am experiență la condusul pe Germania și știu că trebuie din timp să îți găsești parcare, pentru că este destul de riscant să rămâi fără program și fără toate cele, știi? Mai ales că acum camionul pe care îl conduc nu are numere de Germania, are numere de România. Îți mai expus controalelor, asta vreau doar să îți spun. Aici cabaline, ovine, păi ce ne mai învăța profesorul ăla pe toate, frate, scufie, pețiol, toate alea. Da, mă, știu că este 80 în Germania, am și eu tot 86, este admis, distanță, nu prea am față de ăsta din față, că se mișcă ca un melcus. I don't know why. În rest, ce să zic, sunt așa, abia aștept să ajung acasă, să rezolv ceea ce am de rezolvat, după care să-mi duc planurile mai departe. De ce? Pentru că avem nevoie să ne facem planuri, ne trebuiesc planuri. Mamă, Polanski, dai, ăsta doar ce m-a depășit pe mine și acum nu înțeleg de ce nu mai vrea să meargă. Hai că o să se aglomereze, bro, acolo. Nu, trebuie să mă duc, că nu mai pot să stau cu ăsta aici. Mamă, ce mă... Uite, acum semnalizează, e perfect. Jap. Trebuie un pic mai cu tupeu, ca să zic așa. Dar cu o foarte mare atenție în același timp. Băi, mi se pare, uite și ăsta câte petice are pe prelată. Zici că e chel așa, știi? Am mers și eu cu din ăsta cu camere, dar nu știu ce să zic. Prefer totuși oglinzile astea, frate. Am uitat să zic, dacă te uiți în oglinda aia de acolo și nu știi ce s-a întâmplat, pe mine foarte mult mă dă peste cap chestia asta, pentru că nu-mi dau seama. E tot așa oglinda aia, de nu prea percep exact distanțele. Știi ce s-a întâmplat? Eram în parcare aici în Franța. Bă, dar de ce merg ăștia așa de încet, că nu înțeleg. Și... O ieșit unul. Nici nu știu ce nație avea, pentru că era într-o, din aia, într-o robă, din aia, într-o, cum sunt preoții la noi, știi? Am pus poza pe grup și zic, bă, ăsta, zic, mi-o spart oglinda în sfârșit. Când o ieșit din parcare, o da cu fundul de la remorcă. Zice, Valentin, lasă-l, zice, că ăla-i măcelarul. Tu l-ai vătă, zic, da, Chido, ăla-i măcelarul, frate. Și zic, bă, dar zic, ce faci, bă, am ieșit de aici în șosete după el, frate, că nu se opri. Să-ți dai seama că probabil nici nu aude. Și eu, dacă aș lovi cu spatele, cu siguranță că nu cred că aș auzi. Și... I-am făcut poze, am astea, zic, bă, trebuie să completăm o hârtie aici. Zic, ai hârtie, puteți să-l luați și el să o duce, că el are treabă. Bă, zic, sun la poliție, ești nebun la cap. Nu, zice că e cu asigurare, cu, zici, bă, zic, fii la recul de nebun, ce ești. I-am făcut poze și lui, și la camion, și la firmă, și la tot, știi, prelată, tot. Transmis și eu datele mai departe la firmă și aia e. Este frustrant când se întâmplă lucrurile astea, pentru că mie nu-mi plac nici incidentele astea minore. Dar ajung la concluzia că, da, de fiecare dată consider chestia asta, nimic nu este întâmplător. Și tura trecută când am fost, de fapt tura asta când am fost la Mont Blanc acolo, sincer îți spun că am uitat să-mi iau tichetul de jos, toate camioanele le luau în dreapta, numai Valentin a luat-o în stânga, a zis, du-vă recu să vă ia că știu eu pe unde trebuie să merg. Și am luat-o pe acolo și am uitat să-mi iau tichet, n-am mai avut pe unde să ies pe autostradă, a trebuit să ocolez vreo 40 de kilometri, iar să mă întorc înapoi să-mi iau tichet. Și după aceea să-mi continui drumul și zic, bă, zic, degeaba nu a fost chestia asta, zic, cu siguranță nu s-a întâmplat așa aiurea, sigur a fost un scop, e ok. Rotrans, delivery din 1992, verde, green, înțeleg, ok. Facem, mai durează, Valentin, mai stai. Cred că acum ar putea fi un moment potrivit. Văd oarecum o umbra camionului, să zic așa. Te ajută foarte mult un flash de la colegul din spate, pentru că îți dai seama exact că poți să intri. Ce mașină ți-ai luat, bre?
tuner Tribe. Ce dracu de mașină? Ai Tesla din aia și stă pe telefon. Păi n-ai Reddit, am mai display ăla mare? Ce faci cu ăsta? 1100 de mile? 1.900.000 de kilometri, mă? Termină, mă, micinosule. Când? Azi noapte? Când e? Du-te, bă, de aici, că nu te cred. Nu-l cred. Era ceva clip postat, nu mai știu pe ce, pe o rețea din asta. Unde erau minus 17 grade și toate electricele stăteau așa deoparte. Nene, eu consider că, bă, mai ies ăștia dubitoci ăștia câteodată, ies foarte tare, frate, și îți dă un pic de panică. Ia uite, mă, Opel. Uite, mă, Opel. Opel Ascona te duce aproape oriunde. Mamă, să nu uiți să ies aici la 1.30. Ok. Și ce ziceam, am și uitat, frate. A, și ies ăștia, mă, ca nebunii, frate, și sunt foarte ciudați ăștia, nu? Dă-i pace. Mi-a pierdut ideea, cred, sigur vorbeam despre altceva. Așa sunt eu, frate, nu sunt perfect. Nici medicamente nu vreau să iau, că nu-mi trebuie. Mai bine iau o coajă din asta de brad, o fierb, o beau și aia.